Prima ședință ordinară a Consiliului Local din acest an, cu prezența fizică, va avea loc joi, 25 februarie. Ultima în acest format a avut loc în luna decembrie. Aleșii locali vor avea pe masă 8 proiecte de hotărâre plus punctul diverse. Se va începe cu aprobarea proceselor verbale ale ședințelor anterioare, iar apoi se va trece la proiectul numărul 2, care se referă la aprobarea nivelului redevenței datorate de SC Edilul CGA pentru anul 2021. La punctul 3 de pe ordinea de zi se va vota acordarea unui aviz consultativ favorabil pentru modificarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie. Proiectul cu numărul 4 se referă la aprobarea modificării statului de funcții și a organigramei Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat. Proiectul numărul 5 este cu referire la depunerea unei cereri de finanțare în cadrul sesiunii de finanțare pentru proiecte care au avut drept scop protejarea și promovarea monumentelor istorice. Punctul 6 va hotărâ aprobarea programului de lucrări pentru anul 2021 a Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat. La punctul 7 se va aproba prelungirea duratei de valabilitate a contractelor de închiriere pentru locuințe sociale atribuite unor persoane fizice din fondul locativ. Ultimul proiect de hotărâre se referă la prezentarea raportului de activitate pe anul 2021 al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat.